O să vedem ce se întâmplă, dacă acest protest e amploare sau nu. În câteva momente, cum vă spuneam, o să mergem să vedem ce informații noi vin de la Casa de Pensii. Este foarte important, pentru că nu. Și electoral, așa vorbind, contează foarte mult când se majorează pensiile, când nu se majorează și așa mai departe, pentru că și aici este o problemă. Va veni o zi în care nu se vor majora, sau cine ia mai puțin acum, în viitor, nu va mai lua. Pensionarii, așadar, o să vedem când primesc primele decizii de pensii recalculate. Aflăm chiar acum totul de la domnul Daniel Baciu, cel care conduce Casa Națională de Pensii, cel care lucrează ore în șir acolo pentru ca pensionarii să primească, atenție, până la 1 septembrie noile decizii. Bună seara, este o perioadă intensă. Cum stau lucrurile în ceea ce privește procesul de recalculare? Cum stați? Este o perioadă foarte intensă la noi, se lucrează până târziu, atât eu cât și colegii mei, pentru că lucrăm în echipă, pentru că suntem în linie dreaptă cu privire la, exact cum a spus dumneavoastră, la procesul de recalculare. Mai avem puțin, avem în momentul de față, vreau să vă spun că trebuie să inițiem un act normativ privind acest proces de distribuție a celor aproximativ 5 milioane de decizii de pensionare, de pensie recalculate pe noua formulă de calcul care este, face parte din noua legea pensiilor, vorbim de legea 360/2023. Lucrul acesta se va întâmpla în săptămâna viitoare. În momentul de față noi lucrăm la acest act normativ pentru că intenționăm undeva la sfârșitul acestei luni deja să trimitem în teritoriu către casele teritoriale de pensii să înceapă efectiv tipărirea acestor decizii. În momentul de față mai avem foarte puțin și finalizăm testele cu privire la primul modul de calcul al pensiilor, pentru că programul informatic are două module. Odată vizează pensiile actuale în plată, vorbim despre aproximativ 5 milioane de pensionari, dar noi de la 1 septembrie va trebui să venim cu un nou program informatic de calcul al pensiilor pentru cei care intră nou în sistem. Haideți să ne lămurim în acest moment. Niciun pensionar nu a primit decizie de recalculare, nu? Legea spune foarte clar, odată cu data de 1 septembrie, oamenii trebuie să-și primească aceste drepturi legitime, recalculate, în urma noii formule, în urma noii legi a pensiilor. În momentul de față, noi lucrăm la această bucătărie internă cu privire la listare de expediție, avem acest serviciu pe care trebuie să-l facă Compania Națională de Poștă. V-am spus, săptămâna viitoare deja începem tipărire, începând din luna aceasta, pe sfârșitul lunii, începem procesul de tipărire. Nu este un termen clar prevăzut de lege când se primesc aceste decizii. Noi trebuie până la data de 1 septembrie oamenii pensionarii să aibă aceste decizii primite. Putem și ulterior acestei date să continuăm procesul de înmânare. Pentru că nu, oamenii vor să știe cât primesc în plus, fără îndoială. Nu sunt pensii mari. În urma acestei recalculări am spus-o și o tot repet, nicio pensie nu va scădea. Asta vreau să spun tot timpul oamenilor, că nimeni nu va avea de suferit după acest proces. Dimpotrivă, vreau să spun că o mare parte din pensionari, vorbind de peste 70%, vor avea măriri ale pensiilor și unele măriri sunt chiar substanțiale. Avem măriri și de 90% și chiar 100%, acolo unde oamenii au realizat un stagiu de cotizare net superior, vorbind de stagii de cotizare de peste 35 de ani. Și acolo creșterile vor fi mai mari. Unde avem pensii mici în plată, unde oamenii au contribuit pe sume mici, adică au lucrat cu un salariu mic, gen salariu minim pe economie, dar o perioadă îndelungată de timp, acolo intervin punctele de stabilitate care se acordă tuturor pensionarilor care au realizat un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani. Unde stagiul de cotizare este mai mare, cu atât punctele de stabilitate sunt mai multe și cu atât, evident, vor primi mai mulți bani la pensie în urma recalculării. Așadar, când vă ajunge acasă la primul pensionar, prima decizie de recalculare? În momentul de față, nu pot să vă spun exact o cifră exactă. V-am zis, suntem în plin proces de stabilirea tuturor acestor operațiuni. Suntem la partea tehnică privind operaționalizarea acestui proces.
de tipărire, de împlicuire, de transfer de la Casa Națională, casele teritoriale către Compania Națională Poșta Română și ulterior distribuția către pensionari. V-am zis undeva în luna iunie, începem deja procesul acesta de tipărire. Noi trebuie ca o mare parte, în proporție de peste 90% din pensionat, ca aceste decizii să le primească înainte de aplicarea legii, adică înainte de 1 septembrie. Acest lucru se va întâmpla cu siguranță. Ne-am luat toate măsurile de precauție ca aceste decizii de pensionare să ajungă la pensionari în timp util, astfel încât când vor primi efectiv banii prin acele taloane de pensii, pentru că urmează și procesul de tipărire a taloanelor de pensii, oamenii să fie în cunoștință de cauză ce sume primesc în urma recalculării. Un pic să discutăm și despre biletele de tratament. Este o perioadă acum în care este o cerere foarte mare. Suntem în plin sezon de distribuiție acestor bilete de tratament și așa este. Cererea este foarte mare în rândul pensionarilor, dar nu numai, pentru că aceste bilete de tratament sunt acordate și asiguraților sistemului public de pensii. Vreau să vă spun că anul acesta avem o sumă mai mare față de anul trecut, pentru că eu am solicitat o sumă mai mare tocmai din acest din ce spunea și dumneavoastră, cererea fiind foarte mare. Avem 100 de milioane în plus pentru această destinație, pentru bilete de tratament. Avem bilete mai multe pentru că și cererea am observat că este mai mare și credeți-mă că este, cred că, primul an de după pandemie unde avem un număr foarte mare de beneficiari. Am ajuns chiar să aproape să depășim anul 2019 cu privire la beneficiarii noștri pensionari care vor să meargă la aceste bilete de tratament, pentru că și aceste bilete, vreau să reamintesc, sunt practic o formă de protecție socială pe care le asigurăm bugetul de pensii, vorbim de bugetul asigurărilor sociale, le acordă pensionarilor pentru că ei plătesc o 50% din valoarea pensiei. Diferența până la prețul real al biletului este suportată din bugetul asigurărilor sociale de stat.